Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun azi cum ne hrănim cu ajutorul naturii. Terciuri din cereale și plante, aliment care prelungește viața. Fierturile de grâu, ors, ovăz, mei, orez, hrișcă, porumb sau plante medicinale se numără printre cele mai vechi leacuri pentru sistemul cardiovascular, metabolism, detoxifiere, slăbit și amânarea bătrâneții. Terciurile sunt în general preparate sănătoase din cereale, dar există și terciuri din plante medicinale. De fapt, acestea au fost primele medicamente din istoria omenirii, deoarece prin strivire, ierburile, semințele, rădăcinile îți sporesc acțiunea terapeutică. În schimb, fierturile din cereale au fost primele alimente pe vremea când oamenii nu știau să facă pâine. Azi redescoperim acest fel de mâncare foarte gustos, bogat în substanțe nutritive, vitamine, minerale, carbohidrați, recomandat nu doar copiilor și bătrânilor, nu doar celor cu afecțiuni, ci și persoanelor sănătoase la orice vârstă. Terciurile reprezintă un alt mod de a ne menține sănătoși, de a ne curăța organismul de toxine, fără să ne pierdem energia. Terciurile sunt de post, deci acum e momentul să încercați aceste leacuri tradiționale. Alimentul care prelungește viața. Nutriționiștii ne îndeamnă să ne întoarcem la prepararea tradițională a terciurilor. Cercetătorii americani au ajuns la concluzia că includerea regulată în dietă a cerealelor fierte prelungește viața cu 20%. Acest fapt surprinzător a fost constatat pe baza unui studiu pe mii de subiecți monitorizați timp de 20 de ani. Printre cei care au consumat terciuri s-au înregistrat mai puține decese cauzate de cancer. La cei care au mâncat zilnic numai puțin de 25 de grame de cereale, bărbații 29 de grame și femeile 25 de grame, riscul de deces din orice cauză s-a redus cu 20% comparativ cu acei care au mâncat zilnic mai puțin de 15 grame de cereale pe zi. Experții consideră cele mai utile terciuri fiind cele din cereale brute întregi, ovăz tradițional, hrișcă, orez brun și așa numitul orez sălbatic. Nu trebuie decât să mâncăm cereale la micul dejun și vom trăi mai mult. În terciuri nu se adaugă zahăr sau lapte pentru că acestea îngreunează digestia și cresc numărul caloriilor. Însă unele varietăți de cereale necesită un praf de sare. Cura de slăbire cu terciuri este una din modalitățile de curățare eficientă a organismului. Terciul acționează ca o perie care curăță pereții organelor interne de deșeuri, toxine și le evacuează. Nu se mănâncă numai terciuri, nutriționiștii le recomandă numai dimineața, o alimentație bazată doar pe terciuri, putând apestecap organismul. Micul dejun preferat conține ovăz. Terciul se poate face din orice cereală, din boabele întregi, sfărâmate mai fin ca pentru mălai sau mai grosier, spărtura de cereale sau din fulgi, boabele întregi trecute printr-o presă. Terciul de ovăz este cel mai popular, fiind considerat micul dejun ideal. Fulgii de cereale se pot mânca și cu lapte, dar dacă veți descoperi terciul din fulgi, veți constata că e un aliment mult mai ușor, mai simplu de preparat și mai sănătos. Se pune apă cu sare la fier, se adaugă fulgii de ovăz în apa în clocot și se fierbe totul la foc mic, timp de 5-10 minute până când se leagă. Ca orice terci, se mănâncă imediat cât e cald. Trebuie păstrat un raport de 1 la 3 între fulgi și apă pentru a obține un terci nici prea dens, nici prea lichid. Terciul poate fi îmbunătățit dacă muiem ovăzul timp de 12 ore, ceea ce va duce la o ușoară fermentare. Gustul terciului fermentat va avea în plus față de terciul simplu o vagă tentă acidă. Diferențele sunt la nivel microbiologic, fermentarea îmbunătățind densitatea nutrienților din fulgii sau spărtura de cereale, făcându-i în același timp mai asimilabil. De asemenea, terciul fermentat contribuie la balansarea florei intestinale. Recomandat în diabet. Terciul de ovăz este folositor în cazul afecțiunilor tractului gastrointestinal, gastrite, ulcer gastric. Ajută în mod special la întărirea sistemului nervos central, fiind un aliat de nădejde persoanelor veșnic stresate, epuizate și celor care suferă de cefalee, astenie sau insomnie. Cei ce vor să slăbească vor avea un aliat de nădejde în terciul de ovăz, deoarece o porție de 100 de grame conține doar 345 de calorii. Acest desert de ovăz ajută la curățarea de toxine a ficatului și pancreasului. Contribuie la reglarea tensiunii arteriale, a colesterolului, a tranzitului intestinal și a nivelului de zahăr din sânge. Experții în sănătate spun de asemenea că un consum regulat de ovăz poate îmbunătăți funcția inimii și întări sistemul nervos.
Pentru curățarea intestinelor se poate încerca o altă rețetă. O mână de fulgi de ovăz, 6 prune uscate și o sfeclă rasă, puse la fiert la foc mic cu 2 litri de apă, un sfert de oră, apoi se strecoară. Se consumă câte 350 de mililitri de preparat pe zi, cu 2 ore înainte de culcare. Ceea ce rămâne după strecurare nu se aruncă, se poate mânca dimineața. Ovăzul este aliment foarte nutritiv, de aceea e recomandat și la micul dejun. Fibrele din terci scad indicele glicemic, eliberând încet energia din carbohidrați. Astfel, senzația de sațietate durează mai mult, îmbunătățește starea de spirit, reglează valoarea colesterolului și a tensiunii arteriale. Reduce de asemenea cantitatea de acid uric, este un adevărat remediu revigorant pentru persoanele aflate în stare de convalescență sau de recuperare după o intervenție chirurgicală. Are proprietăți antiinflamatorii și îmbunătățește sistemul imunitar. Beta-glucanul din ovăz stabilizează glicemia, prevenind apariția diabetului zaharat de tip 2. Terciul de in ajută în obezitate. Terciul din semințe de in, în comparație cu altele, conține o cantitate mare de proteine, vitamine esențiale A, E, B1, B2, B5, B6, B9, grăsimi esențiale omega-3, omega-6. Semințele de in conțin cele mai valoroase proteine de origine vegetală, compoziția fiind asemănătoare cu cea a nucilor. Pe cât sunt de mici, pe atât sunt de sănătoase. Dau energie și au proprietăți antioxidante, reducând riscul de boli cardiace atunci când sunt consumate cu regularitate. Reglează tensiunea arterială, scad colesterolul, amână îmbătrânirea, ajută tranzitul intestinal și eliminarea toxinelor, motiv pentru care sunt ideale în curele de detoxifiere și de slăbire. Terciurile de in scad nivelul stresului, acționând ca sedativ natural, întăresc imunitatea și distrug celulele canceroase. Terciul e recomandat mai ales în obezitate și boli cardiace, dar nu se administrează în caz de obstrucții sau hemoragie ale tubului digestiv. Nici femeile gravide sau care alăptează nu pot consuma acest terci. Terciul se prepară ușor. În râșnița de cafea se macină semințele de in și se adaugă o lingură de tărâțe de grâu și apă fierbinte, astfel încât să acopere cu 1 centimetru terciul. Se dă în clocot și se adaugă cacao și miere. Ideal e însă să-l consumăm fără lapte, unt sau esențe, pentru că terciul trebuie să fie bine asimilat. Dar pentru a fi mai apetisant, se pot pune în terci banane, fructe de pădure, gutui. Terci de hrișcă în loc de carne. Terciul de hrișcă este bogat în fier și calciu, vitaminele grupei B. Conține o mulțime de proteine digestibile, motiv pentru care în China este considerat un substitut ideal pentru carne. Hrișca este utilă pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, scade colesterolul rău, ajută în hipertensiune arterială, bolile ficatului, edeme. Normalizează digestia și activitatea intestinelor. 100 de grame de terci de hrișcă nu conțin decât 329 de kilocalorii. În plus, hrișca mai conține și 8% chercetină, care este considerată una dintre cele mai puternice substanțe naturale pentru prevenirea și tratamentul cancerului. Terciul de hrișcă are rol în combaterea diabetului, dar contribuie și la creșterea secreției unui neuromediator, dopamina, cu rol în combaterea depresiei. Tot pentru diabetici, un amestec de hrișcă și iaurt, lăsat peste noapte la fermentat, este extrem de eficace. Prezența unui tip de inositol implicat în mecanismele secundare de reglare a sintezei de insulină face ca hrișca să fie utilă nu numai în cazul persoanelor cu diabet insulinodependent, dar și a femeilor cu sindromul ovarelor polichistice. Hrișca este bogată în vitaminele E, B1 și B2, dar și în proteine, carbohidrați, fibre, fosfor, magneziu, cupru, zinc, mangan, seleniu și fier. De aceea este potrivit pentru copii, mame care alăptează sau femei însărcinate, oameni bolnavi. Mămăliga lichidă. Terciul de porumb, mălai, este poate cel mai cunoscut terci din bucătăria românească. Contribuie la însănătoșirea intestinelor, conține siliciu, care influențează pozitiv starea dinților, are conținut caloric scăzut, 325 de kilocalorii pe 100 de grame și totodată elimină grăsimile din organism. Terciul se prepară ca orice mămăligă, însă se pune mai puțin mălai și se tăi jos de pe foc mai repede, ca să rămână un fel de mămăligă lichidă, alimentul pe care cândva copil savurau cu felii de brânză sau zeamă de prune.
Passatul este tot un fel de terci, însă mălaiul din care e făcut e mai grunjos, mai mare și mai tare la fir. La populațiile unde se consumă zilnic terci de mălai, incidența bolilor hepatice este de 10 ori mai mică, iar copiii au o dezvoltare mai bună. Pentru răceală și dureri de gât se fac cataplasme cu terci și se aplică pe piept. Se poate mânca seara înainte de culcare terci cu o bucățică de unt. A doua zi bolnavul se va simți mult mai bine. Efectul detoxifiant al substanțelor din porumb ușurează munca ficatului de neutralizare a toxinelor, reducând considerabil riscul la insuficiența hepatică și ciroza hepatică. Terciul aplicat pe piept sub formă de cataplasmă ajută și în pneumonie, gripă, bronșite. Pus în zona rinichilor, tratează colicile renale și nefritele, iar pe zonele inferioare e remediu în anexită și cistită. Conferind senzația de sațietate, terciul de mălai indicat și în obezitate, hipotiroidie. Aplicat pe ploape, terciul ajută în caz de urcior. Terciul de mălai reechilibrează pH-ul gastric, ajutându-i pe cei cu aciditate. Se consumă dimineața pe stomacul gol, efectele tratamentului se vor simți după 10 zile. Cântăreții își trec vocea cu terci de mălai. De mei și de gris. Terciul din mei elimină sărurile minerale în exces și grăsimile. Este bogat în vitamina A, cea care ajută la regenerarea epidermei, în plus. Terciul de mei conține calciu și magneziu, necesare pentru funcționarea normală a inimii și a vaselor sanguine. Cei care sunt atenți la kilograme trebuie să știe că 100 de grame de terci de mei conțin 334 de kilocalorii. Bogat în vitamine din complexul B, magneziu, fier, potas, fosfor, meiul este și o sursă bună de fibre și proteine. Meiul nu conține gluten, motiv pentru care poate fi consumat fără grijă de persoanele cu intoleranță la gluten sau sensibilitate digestivă. Meiul nu poate fi îndelung păstrat. Dacă meiul nu mai e galben intens și a devenit palid, înseamnă că a pierdut majoritatea proprietăților. Terciul din mei poate fi consumat ca atare sau în combinație cu legume, dovlecei, ceapă, țelină, morcov. Terciul de mei scade colesterolul rău. Terciul de gris nu este cel mai folositor terci în primul rând. Acesta conține o proteină vegetală foarte alergenă, glutenul, și în al doilea rând elimină calciul din organism. Pe de altă parte, este recomandat pentru cei care suferă de boli de stomac. Conține 326 de kilocalorii la 100 de grame. Terciul de gris poate fi considerat un produs cosmetic bun, mai ales atunci când este combinat cu iaurt natural, lapte sau miere. Pasta rezultată se aplică pe pielea curată. Se lasă să acționeze 15-25 de minute, după care se îndepărtează cu apă caldă. Masca este ideală și pentru revitalizarea pielii. Ceai și terci de arpacaș. Terciul de grâu normalizează tensiunea arterială și furnizează organismului aminoacizii esențiali. Chiar dacă există mai multe feluri de grâu, modul de preparare și caracteristicile sunt în mare parte asemănătoare. Dieta pe bază de terci din grâu durează 5 zile și ajută la slăbit și curățirea tractului gastrointestinal, eliminând toxinele. Efectul benefic se prelungește și asupra pielii, redându-i frumusețe. Conține colagen care încetinește formarea ridurilor și menține pielea tânără și netedă. Combate constipația, avitaminoza, este bun cicatrizant și are proprietăți tonice. Se prepară din popularul arpacaș fiert în apă cu sare, aproximativ 60 de minute. Grâul crește în volum de 5 ori în timpul fierberii. Se recomandă să fie lăsat la muiat cu o seară înainte. Puțin știu că bobul de arpacaș poate fi preparat sub formă de ceai care tratează unele afecțiuni ale pielii, precum petele generate de vârstă, eczemele, negi. Se sfală arpacașul în mai multe ape până ce apa rămâne limpede. Se scurge și se pune în tigaie la foc mic. După 10 minute de rumenire, fără ulei sau unt, se pune la fiert. Pentru alte 10 minute, într-o cană de apă clocotită. Se strecoară și se beau zilnic câte două căni de ceai cald neîndulcit. Ceaiul din boabe de arpacaș are proprietăți diuretice. Terciul elimină acnea dacă este aplicat pe piele timp de 15-20 de minute de 3 ori pe săptămână. De ors, orez sau susan. Terciul făcut din orz a fost considerat un fel de mâncare regală pentru că e bogat în vitamine B, oligoelemente, zinc, fier, iod și potasiu, minerale utile pentru sistemul cardiovascular. Dieta cu arpacaș de orz poate fi utilă în obezitate, terciul conținând 324 de kilocalorii la 100 de grame. De asemenea, este o dietă ușor de ținut, deoarece terciul se prepară foarte ușor, doar cu apă și sare, astfel că este și un remediu necostisitor.
Terciul de ors sporește și suprimă senzația de foame. Semințele de susan conțin vitaminele A, B, C și E. Pentru întărirea și curățirea organismului, se recomandă terciul din 15-20 de grame de pulbere de semințe cu puțină apă. Se consumă de 3 ori pe zi cu 10-15 minute înainte de masă. Arsurile se tratează tot cu terci din semințe de susan, râșnite și apă. Se schimbă pansamentul de 2-3 ori pe zi până la vindecare. Semințele de susan conțin proteine, cu 50% mai mult decât carne. Terciul de susan e foarte bogat în calciu și înlocuiește cu succes laptele, prevenind osteoporoza. Terciul este energetic, laxativ, emolient, antitumoral și ajută la detoxifierea ficatului și a rinichilor. E chiar afrodiziac. Terciul din orez are un număr foarte scăzut de calorii, 323 de kilocalorii la 100 de grame. Conține o mulțime de proteine vegetale și amidon, este ușor de digerat. Este indicat în diaree. Fierturi de plante. Din plante se pot obține nu doar sucuri proaspete, ci și terciuri utile în cataplasme. Pentru prepararea terciului se zdrobesc frunzele și tulpinele plantelor medicinale pe un fund de lemn. Nu folosiți roboți. Terciul se întinde pe o pânză care se aplică local pe porțiunea bolnavă, se leagă cu o bucată de tifon și se menține la căldură. Cataplasma se poate ține peste noapte. Se folosesc plante proaspete bine spălate. Terciul de patlagină se aplică pe răni sau furuncule. În scurt timp se va simți o ameliorare. Acest leac contribuie la cicatrizarea rănilor și la vindecarea rapidă a rănilor purulente, a arsurilor, furunculozei, eczemelor, herpesului, ulceraților cutanate, ulcerului varicos și înțepăturilor de insecte. Cu terci din tătăneasă se retrag tumefierile la glezne și încheieturile mâinilor. Poate aduce alinare în paraplegie, paralizia membrelor inferioare, ulcer varicos, tumefieri reumatice ale mușchilor, noduri de artrită, umflături, dureri de ceafă, spondiloza cervicală, inflamații ale pielii piciorului, calmează durerile după amputări. Pentru a combate hemoroizii dureroși și nodulii hemoroidali, se aplică un terci de coada calului. Leacuri de la bunica. Terciul preparat dintr-o linguriță de pelin, o lingură de sunătoare, o frunză de aloe și două linguri rădăcini de cincoare este indicat în tratamentul colecistitei. Terciul de coriandru se aplică direct pe piele și calmează usturimea. Terciul din ceapă fiartă ajută furunculelor să se coacă. La răceală și tuse, terciul din ceapă fiartă ajută furunculele să coacă. La răceală și tuse se pun comprese cu terciuri din plante infuzate și stoarse. Mușețel, mentă, tei. Terciul din făină de muștar este indicat în tratarea reumatismului pentru că ușurează durerile, dând o senzație plăcută de căldură. Se poate pune și pe gât sau pe piept în cazul bolilor aparatului respirator, având proprietatea de a calma tusea. Persoanele cu pielea sensibilă se vor unge mai înainte cu o cremă grasă. Terciul de amarant se mănâncă fiind o sursă excelentă de proteine ușor asimilabile. Este bogat în lizină, calciu, fosfor. Este un terci dulce, consistent și nutritiv. Terciul de prune stopează pofta de mâncare. Se fierbe 1 kg de prune sfărâmate în 500 de ml de apă timp de o oră. Se beau 100 de ml pe zi după micul dejun. Acest terci reduce oboseala ochilor, dar mai ales potolește foamea pentru o bună perioadă de timp. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc toate cele bune. Pe curând!